Cred eu că asta este sărbătoarea noastră. Mâine va fi o mare adunare la Gărâna vis-a-vis de scena de jazz, unde vor veni cam toți cei care au participat în Caraș-Severin pentru Via Transilvanica. Este o sărbătoare foarte emoționantă pentru că, am mai spus-o, județul Caraș-Severin este de fapt județul cel mai lung de pe traseul Via Transilvanica. Noi când am venit în noiembrie anul trecut și trebuie să spun că atunci când am pășit practic prima dată aici în județ și ne-am întâlnit cu domnul Popa și cu domnul Dunca, mi-a fost clar că nu o să scăpăm cu una, cu două din acest județ. Am rămas, sau hai să zic așa, mi-am pierdut inima în acest județ. Nu sunt din Caraș-Severin, nici nu știu să am vreun neam pe aici, dar faptul că am luat la pas acest județ, ceea ce vă rog frumos pe toți cei care vă citesc și vă aud, convingeți-i să ia la pas acest județ. Deci Via Transilvanica, cred eu, că poate să devină cel mai bun ambasador pe care îl are România, inclusiv pentru oamenii din România.